ziua, bine v-am găsit, ora 13 și din nou suntem alături de dumneavoastră la emisiunea Din Culisele Europei, aici la DC News TV. Este o săptămână foarte importantă la nivel european și aș spune chiar la nivel internațional. Este pentru prima oară când noua administrație americană, reprezentată de președintele Joe Biden, face o vizită în Europa. Este un subiect extrem de important, va avea un impact major atât asupra României ca și aliat strategic al NATO și membru al Uniunii Europene, cât și asupra relațiilor dintre România, Rusia, Statele Unite, precum și a relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Extrem de multe subiecte avem de dezbătut în această zi și pentru că cred că cel mai important este să avem o viziune europeană asupra acestui subiect, alături de mine îl am invitat pe domnul Vlad Nistor. Bună ziua, domnul Nistor! Bine v-am găsit! Domnul Vlad Nistor este în biroul dumnealui de la Bruxelles și cred că este cel mai în măsură să discute cu noi aceste subiecte importante pentru că este membru al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European și al Comisiei de Securitate și Apărare din Parlamentul European și de asemenea este și membru al Delegației Uniunea Europeană Statele Unite, deci foarte implicat în tot ceea ce înseamnă politica externă a Uniunii Europene și relația Uniunii Europene cu Statele Unite. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și pentru că avem foarte multe subiecte pe agenda. Eu zic să începem discuția chiar acum. Într-adevăr, putem spune că este o vizită istorică, această vizită a lui Joe Biden în Europa și este foarte important faptul că prima vizită de mare amploare pe care Joe Biden o face este în Europa. Deci este un mesaj de parteneriat și de prietenie față de statele europene și față de Uniunea Europeană. Care este opinia dumneavoastră referitoare la acest aspect? Păi, sunt mai multe lucruri care trebuie în mod obligatoriu spuse. În primul rând, tot ceea ce se întâmplă acum exprimă diferențele esențiale dintre această administrație și administrația precedentă de la Washington, cum ne aducem bine minte, mai ales în ultimii ani, în a doua jumătate a mandatului lui Donald Trump, am asistat la o răcire a relațiilor transatlantice, existând și de o parte și de alta a Atlanticului, tot felul de sceptici privind în problema viitorului acestei relații, cu toate că ea este, în mod natural, axa fundamentală a conservării valorilor democratice pe planetă. Joe Biden a făcut, deci, pasul necesar și aș îndrăzni să spun diplomatic obligatoriu, acela de a veni în Europa cu mai multe ținte. Prima, aceea a unui dialog cu liderii Uniunii Europene, absolut esențial, și când spun liderii Uniunii Europene mă refer la liderii celor 27 de state membre, la președintele Comisiei și la președintele Consiliului. Al doua este aceea a întâlnirii grupului G7, deci a celor mai importante, influente, puternice și democratice țări din lume. Și a treia, aceea a încercării unui dialog într-o zonă în care răcirea a ajuns la un nivel istoric, a unui dialog cu Federația Rusă și pe care de consecință cu președintele Putin. Toate aceste trei ținte sunt esențiale pentru viitorul planetei, pentru felul în care realitățile globale vor evolua, dar și pentru viitorul nostru ca cetățeni europeni și ca cetățeni români. Sunt total de acord cu dumneavoastră și pentru că, într-adevăr, aceste întâlniri sunt esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, dar și al planetei. Aș vrea să discutăm treptat fiecare întâlnire pe care Joe Biden a avut-o cu instituțiile, fie cu instituțiile europene, fie cu grupul C7, fie dacă ne referim la summitul NATO și de asemenea nu putem să ignorăm întâlnirea care va avea loc chiar astăzi la Geneva între președintele Americii și președintele Federației Ruse. Dar vreau să încep în primul rând cu întâlnirea dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
este esențială pentru reconsolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și America, mai ales după administrația Trump, unde aș putea spune că a existat o oarecare atitudine a președintelui Trump de a privi partenerii europeni mai degrabă ca niște competitori decât ca niște parteneri cu în adevăratul sens al cuvântului. Și de asemenea știu că pe masa negocierilor au fost și niște elemente ce țin de relațiile comerciale dintre cele două puteri, și anume aspecte ce țin de anularea conflictelor comerciale, precum și a taxelor vamale protecționiste promovate de administrația Trump. Puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre rezultatele acestei întâlniri dintre conducerea Uniunii Europene și președintele Joe Biden? Știți la fel de bine ca și mine că asemenea discuții purtate la acest nivel, la nivelul de vârf, sunt cele care deschid drumul unor rezolvări pe care tehnică a detaliilor. Este clar însă că semnalul revenirii la normalitate în relațiile transatlantice a fost dat. A fost dat și în întâlnirea cu președinta Comisiei și președintele Consiliului, a fost dat și la participarea la Consiliul European, și deci a locului în care stau în aceea sală toți cei 27 de șefi și de guverne, deci de șefa executivului din cele 27 de state membre, și a fost dată și la întâlnirea cu cei 30 de data aceasta de șef de stat și de guvern al celor 30 de state membre ale NATO. În toate aceste trei ocazii, președintele Biden a exprimat un cu totul alt punct de vedere decât cel pe care îl văzusem cu toții manifest în ultimii trei ani. Cu siguranță, declanșat, dacă mi-aduc eu bine aminte, în momentul în care președintele Trump la o întâlnire a liderilor NATO a cerut acel faimos 2% aplicat urgent tuturor statelor membre ale Alianței Atlanticului de Nord. Ori, atunci, rumoarea și tensiunile între de o parte și de alta Atlanticului au atins o culme pe care nu o mai atinsese probabil niciodată de la război încoace. Intervenția noi administrației americane în toate aceste domenii este una cât se poate de benefică pentru stabilitatea și pentru viitorul coerent al planetei. Și haideți să o luăm pe rând. În ceea ce privește revenind acum la tensiunile comerciale apărute în ultimii ani ai mandatului Trump între Europa și Uniunea Europeană, semnalul, cum spuneam, a fost dat, negocierile ulterioare și detalierea pașilor obligatorii ne va aduce din nou, în cel mai rău caz, în situația de dinainte de tensionarea relațiilor, probabil că mult mai departe decât acum. În ceea ce privește prezența președintelui Biden la Consiliul Atlanticului de Nord. Revenim imediat și la acest subiect, dar vreau să leg două aspecte esențiale. Întâlnirea dintre Joe Biden și conducerea Uniunii Europene și, pe de altă parte, întâlnirea de la summitul G7. În cazul unei întâlniri și în cazul celeilalte, s-a discutat evident și despre relația dintre Uniunea Europeană, SUA, Rusia și China. Și cred că a fost un element foarte important relațiile pe care le vom avea pe viitor cu Rusia și China, mai ales în condițiile în care acestea susțin două regimuri autoritare. În același timp avem în cadrul Uniunii Europene și al grupului C7 țări, precum Germania și Franța, care în cazul relației cu China au o altă opinie față de cea, să spunem, susținută în cadrul NATO sau susținută de administrația americană. Și vor să continue, să spunem, cel puțin colaborarea comercială pe care o au cu China. Care este părerea dumneavoastră referitor la acest subiect? Pentru că este o divergență destul de mare în ceea ce privește relațiile diplomatice transatlantice. Divergențele sigur că există și nu se referă numai la relația cu Republica Populară Chineză,
ci și la relația cu Federația Rusă, dacă evident. E să vedem puțin. Ne vom îndrepta spre finalul discuției, spre acest eveniment important. Nu a fost o Federația Rusă a guvernului, a guvernanților de la Berlin față de Casa Albă este, din multe puncte de vedere, astăzi diferită. Cu siguranță, aliații, adică Statele Unite ale Americii pe de-o parte, și toate statele membre ale Uniunii Europene, fie că fac parte din Uniunea Europeană, fie că fac parte din NATO, vor ajunge destul de repede la o înțelegere, vor ajunge, sunt convins, sub auspiciile actualei administrații americane, pentru că din partea Uniunii Europene eu n-am văzut disfuncționalități în ultimii 3 ani, cu toate disfuncționalitățile fiind provocate de la Washington în vremea fostei administrații. Nu cred că vor mai continua să existe puncte de tensiune reală. În ceea ce privește întâlnirea G7 pe care dumneavoastră ați menționat-o, acolo s-au întâmplat câteva lucruri foarte interesante. Pentru că unul dintre lucrurile afirmate a fost acela al coerenței valorilor celor 7 țări acolo reprezentate și a respectării acestor valori și a încercării de a consolida poziția acestor valori pe plan, pe întreaga planetă. Pe de altă parte, s-a discutat ceva esențial pentru noi toți astăzi. Pandemia, consecințele pandemiei, evitarea consecințelor unor eventuale și cât se poate de posibile, ba chiar probabile viitoare pandemii și mai ales modalitățile prin care aceste țări, cele mai industrializate, cele mai puternice, cele mai coerente, aș îndrăzni să spun, de pe planetă și țări democratice toate, vor reuși în cât mai scurt, într-un termen cât mai scurt cu putință, să facă ca economia globală să se redreseze. Pentru că acestea sunt provocările pe care grupul celor 7 le-a avut în fața asta. Așa este și cred că trebuie să existe o convergență în ceea ce privește aceste teme. În același timp au existat și niște diferențe de opinie pe care aș vrea să le menționez, și anume retragerea trupelor din Afganistan, finalizarea conductei de gaz Nord Stream 2 și de asemenea și inițiativa Statelor Unite de anulare temporară a patentelor pentru vaccinurile COVID. Care este opinia dumneavoastră cu privire la aceste diferențe, care sunt destul de importante? Da, retragerea din Afganistan există păreri destul de multe și destul de convingătoare, după părerea mea, care atrag atenția că retragerea este poate fi considerată ca fiind prematură. Și poate fi considerată o înfrângere, da? Și retragerea aliaților prematură n-ar putea face nimic altceva decât ca autoritatea talibanilor asupra Afganistanului să revină în cel mai scurt timp, cu toate consecințele dezastroase pe care aceasta le-ar avea. În ceea ce privește anularea patentelor în Uniunea Europeană, unde atrag respectuos atenția, toate formulele de vaccin au fost de fapt inventate. Tehnologia acestui vaccin ARN mesager este invenție europeană, germană, deci europeană. Anularea patentelor, după părerea mea, și am avut un vot în Parlamentul European în acest sens, și punctul chiar și al partidului meu, al Partidului Popular European de vedere, punctul meu personal de vedere, a fost clar împotriva anulării, chiar și a suspendării, poate a flexibilizării acordării dreptului de producere. Pentru că, altminteri, anularea patentelor ne aduce într-un singur loc din experiența ultimelor decenii pe care o avem cu toții. În cel mai scurt timp cu putință, integral producția de vaccinuri se mută în China. Și pe baza unor invenții nechineze, chinezii vor fi cei care vor furniza întregii planete, inclusiv Europei, o formulă a acestor vaccinuri. Toate aceste probleme, sigur, iar în ceea ce privește Nord Stream-ul e clar, acolo tensiunile și punctele de vedere diferite sunt foarte vechi. Germania insistă, Germania este o mare putere și rezolvarea acestei probleme
va necesita o negociere a părților interesate. Problema noastră a tuturor, a Europei, ține, sigur, de traiectoria hidrocarburilor, dar ține și de producătorul hidrocarburilor și de felul în care acest producător, adică Federația Rusă, poate ajunge la un moment dat să recurgă la mijloace, metode coercitive în relația cu Uniunea Europeană, și ca european nu mi-aș dori deloc să ajung să fiu victima șantajului. Absolut de acord. Bun. Joe Biden a făcut o declarație la începutul summitului de la Bruxelles în care a spus că America is back și că își dorește, să spunem așa, a subliniat faptul că America susține în continuare tot ceea ce înseamnă NATO și aliații săi. Ați avut pentru, sau într-o oarecare măsură, impresia că acest mesaj vine și cu o responsabilizare mai mare a aliaților a aliaților europeni? Da, sigur. Însă mie cel mai important mesaj al președintelui Biden mi s-a părut cel referitor la articolul 5. Faptul că într-o vreme în care am asistat la dubiile lui Donald Trump privind aplicabilitatea articolului 5, președintele Biden a atras atenția asupra caracterului sacru al acestui articol și a adus în discuție un element esențial. Atunci când America a fost atacată prin abominabila distrugere a turnurilor gemene din New York, Alianța Atlanticului de Nord s-a solidarizat cu Statele Unite ale Americii și a participat la operațiunile din Afganistan, antiteroriste din Afganistan. Despre asta este vorba. Nu poate un președinte american, care șeful unui stat care a beneficiat de ajutorul întregii alianțe, să declare la un moment dat că poate nu întotdeauna, mă refer la precedentul președinte, că poate nu întotdeauna reacția ar trebui să fie aceasta. Nu. Președintele Biden a clarificat lucrurile. Articolul 5 este sacru și a aviz amatorilor astfel. Tot discutând despre summitul de la Bruxelles, summitul NATO de la Bruxelles, aș putea spune că România a fost vocală la acest summit și a spus un lucru extrem de important, a solicitat un lucru extrem de important, și anume o mai mare prezență a aliaților în zona Mării Negre, zona Mării Negre fiind, să spunem, fiind efectiv o regiune strategică și trebuie să fie tratată ca atare. A fost vocală, a făcut o cerere, o solicitare legitimă. Ce credeți că a obținut România la acest summit în calitate de stat aliat al NATO? În primul rând, noi vedem deja cu ochiul liber semnalele unei concentrări a aliaților către zona Mării Negre. E și firesc să fie așa, pentru că nu trebuie să fii mare strateg ca să vezi cât de mari sunt pericolele acolo. Nu trebuie să fii mare strateg ca să înțelegi că Sevastopolul, deci marea, cea mai mare bază navală a Federației Ruse în ape calde. Deci o bază care poate fi operată în orice anotimp al anului, este singura de fapt. Pentru că toate celelalte sunt în mări care îngheasă iarna, da? Această bază navală enormă, strategică, fundamentală pentru Federația Rusă și pentru echilibru planetar, este la numai 300 de mile marine de constant. Ori, în contextul acestei realități, în contextul în care trei țări membre NATO sunt state riverane la Marea Neagră, Republica Turcia, Bulgaria și România, este firesc ca în acea zonă forțe militare de toate tipurile și în toate formele ale aliaților NATO să fie mai prezente, pentru că acela poate fi un flanc la un moment dat vulnerabil. Eu cred că în acest moment este cel mai vulnerabil flanc al alianței NATO, cel puțin dacă vorbim în cazul Europei. Pe colegii noștri baltici, ei o să spună că ei sunt, și chiar și pe unii polonezi,
ori să spună că ei sunt în mai mare pericol. Nu sunt unii sau alții mai periclitați, tot flancul estic este vulnerabil, teoretic vulnerabil sau posibil vulnerabil. Posibil. Și singurul lucru care trebuie făcut, și se înțeleg că se face deja, este consolidarea acestui flanc. Este foarte important în condițiile în care avem o militarizare tot mai puternică a Crimeei. Avem o presiune tot mai mare pusă de Federația Rusă asupra Georgiei, Ucrainei, Belarusului, Republicii Moldova. Și demonstrații de forță, mai ales demonstrații de forță în legătură cu Georgia, un drept care deja a suportat două amputări în 2006, parcă prin intervenția militară rusă, 8, în 2008. Și din nou Ucraina, care a suportat și ea două amputări prin extragerea peninsulei Crimeea și mai nou prin crearea celor două republici fantomă din zona Donului, da? Donbas și Luhansk. Ori toate acestea ne spun că pericolul există, chiar dacă principalul competitor global pentru Statele Unite și pentru țările democratice astăzi nu mai este Federația Rusă, ci este Republica Populară Chineză. Într-adevăr, din punct de vedere economic, principalul competitor este... Și militar, cred. Mă tem că până și militar. Și militar, dar mai ales din punct de vedere tehnologic. Putem spune că în ultimii ani asistăm la o tehnologizare intensivă a Chinei și în același timp am mari semne de întrebare ce se întâmplă cu Alianța Nord-Atlantică și cu Uniunea Europeană în această direcție, dacă nu rămânem oarecum în urmă în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică în comparație cu China. Bun, aici nu am informații foarte concrete. Sunt convins că investițiile în cercetare avansată, în domeniile cercetării avansate, atât în Statele Unite ale Americii, cât și multe dintre țările Uniunii Europene, sunt destul de mari și probabil că progresele sunt pe măsură, dar una e una și alta e alta. Vorbim despre o țară care are o populație de 1,5 miliarde de locuitori, cu un aval, cu o creștere economică care sigur are efecte ecologice dezastroase, dar cu o creștere economică extrem de rapidă, toate acestea nu pot să nu aibă inclusiv consecințe în domeniul militar. Dar mai e ceva. E firesc, pe de altă parte, ca multe dintre țările europene care au investiții foarte mari în China să încerce să facă toate piruetele posibile pentru a salva investițiile și pentru a-și proteja investitorii. Același lucru se poate spune și despre investițiile pe care multe țări europene, în primul rând Republica Federală a Germaniei, le au în Federația Rusă. Avem o propunere foarte importantă din partea României și anume găzduirea la București a unui centru euroatlantic pentru reziliență. Ce părere aveți de această propunere? Credeți că este oportună? Va oferi, să spunem, încă un avantaj competitiv în alianță României? Ne va poziționa și mai bine în cadrul alianței? România este a șasea țară membră a Uniunii Europene, după plecarea Marii Britanii, și este unul dintre importanții contributori și financiari și umani în proiectele Alianței Atlanticului de Nord. România are o armată din ce în ce mai bine dotată și contribuie cu 2% din PIB la fondurile comune ale Alianței Atlanticului de Nord. România are experiența și deja România și-a exprimat în mod real adeziunea prin participarea corectă și consecventă la operațiuni militare ale NATO, pentru că tocmai vorbeam despre Afganistan, prezența românească în Afganistan a fost una extrem de apreciată și care spune multe despre calitatea militarilor români.
Ori, în acest context, România este absolut îndreptățită să aibă o poziție ceva mai importantă, poate, decât o avea în trecut în sistemul de alianțe, cum este îndreptățită să aibă și la Bruxelles, în cadrul structurilor Uniunii Europene, o reprezentare corectă și proporțională cu importanța și cu rolul său. În calitate de fost eurodeputat, sunt total de acord cu dumneavoastră și îmi doresc ca România să fie tot mai puternică și să aibă o voce tot mai importantă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Ne îndreptăm ușor către întâlnirea de astăzi, de la Geneva, întâlnire istorică dintre Joe Biden și Vladimir Putin. Înțeleg că nu s-au mai întâlnit de mai bine de 11 ani față în față, deci și probabil că și din acest punct de vedere va fi o întâlnire cu multe provocări. Probabil că cele mai importante subiecte care vor fi pe ordinea de zi vor ține de această situație extrem de tensionată la care s-a ajuns între Rusia și Statele Unite. Probabil cea mai tensionată și cea mai înghețată relație încă de, dacă ne raportăm la vremea și la perioada războiului rece. Și vom discuta probabil despre, se va discuta probabil despre investiția masivă în capabilitățile militare de ultimă generație. De asemenea, se va discuta probabil despre atacurile cibernetice, hibride, împotriva democrațiilor noastre. Și cu siguranță se va discuta și de această atitudine a Rusiei, care este o atitudine extrem de asertivă, agresivă și, aș putea spune, inclusiv opresivă, atât pe plan intern. Cum credeți că va decurge această discuție? Credeți că va avea niște rezultate concrete sau va fi mai degrabă o tatonare pe aceste subiecte pe care le-am menționat anterior? Bun, în primul rând e foarte bine că întâlnirea are loc. Pentru că acesta este, sigur, beneficiul fundamental al acestui moment. Faptul că cei doi șefi de puteri, mari puteri, au agreat să se întâlnească și unde altundeva decât în Elveția, expresia teoretică a neutralității. Asta e un primul pas. Un al doilea, întâlnirea nu seamănă cu multe dintre întâlnirile precedente. Faptul că nu există inclus în program o masă de lucru, deci domnii nu se așează la masă împreună, și faptul că nu există o conferință de presă comună, ci două conferințe separate, exprimă, din punctul de vedere al codurilor diplomatice, cât se poate de clar, nivelul de mare tensiune existentă între cele două puteri. De fapt, în ultima vreme, de când Joe Biden este președinte american, am asistat la câteva declarații nu tocmai diplomatice. E adevărat că Joe Biden a fost atunci provocat, pentru că a fost întrebat direct dacă Vladimir Putin este sau nu un criminal și el a răspuns că da. Nici răspunsul lui Vladimir Putin nu a fost mai agreabil și mai elegant atunci când i-a spus că nu poate spune pentru acest domn nimic altceva decât să îi ureze sănătate. Acesta este nivelul. Provocările sunt multiple. Pentru că în ultima vreme pașii pe care Rusia i-a făcut au fost de multe ori foarte agresivi. Ori așa, încercarea aceea demonstrativă de manevre în estul Ucrainei, acolo unde, deci la granița unei țări, amputată de intervenția directă sau mai degrabă indirectă a Federației Ruse, și care și-a exprimat dorința de accedere la NATO, care au fost oprite în cele din urmă numai la capătul presiunilor Alianței Atlanticului de Nord. Presiuni care și ele s-au manifestat, cum vă aduceți bine aminte, prin manevre militare la care România a fost parte. Toate acestea ne spun că cei doi domni astăzi se vor întâlni într-un moment de maximă tensiune, urmând a stabili fiecare dintre el ce consideră a fi acceptabil și ce nu, așa zisele linii roșii, în continuarea dialogului. Pentru că un dialog pentru pacea planetei este necesar. Dar eu nu cred că în cazul lui Joe Biden Putin va mai putea să îl convingă pe președintele american, cum a făcut Donald Trump,
că toate lucrurile pe care le spune sau care i-au fost transmise de către serviciile lui speciale sunt fundamental de adevărate și că Putin este cel. Acest lucru chiar aș dori să vă întreb. Va avea John Biden o atitudine fermă? Pentru că Putin se află într-o atitudine de negare și neagă toate aceste evidențe pe care le-am menționat anterior. Atât militarizarea masivă, cât și atacurile cibernetice. Aproape că îl ironizează pe Joe Biden în ceea ce privește aceste probleme care practic periclitează securitatea nu numai a relațiilor UE, Rusia-Statele Unite, dar periclitează securitatea și a noastră în zona Mării Negre. Cu siguranță va avea o atitudine mult mai fermă, a afirmat-o multe, a spus-o multe rânduri înainte de perioada de pregătire a acestei întâlniri. Cu siguranță nu va ajunge precum Donald Trump să declare că l-au dezinformat serviciile și că Rusia e o țară cu minte și regimul de la Kremlin nu face niciuna dintre blestemățiile de care unele servicii americane îi acuză. Cu siguranță atitudinea lui Joe Biden va fi diferită. Așteptăm rezultatele și eu aștept cu mare interes cele două conferințe de presă de după. Separate. Asta probabil că și explicația faptului că nu poate fi o singură conferință de presă, pentru că s-a prezumat că ar fi însemnat ca cei doi bine. Să ajungă la un acord. Să se contrazică în fața presei, ceea ce ar fi nepotrivit. Da. În mod normal, organizezi o conferință de presă comună atunci când ai un acord pe subiectele discutate în cadrul întâlnirii, ceea ce nu va fi posibil și probabil că opiniile și punctele de vedere și concluziile trase în urma întâlnirii vor fi divergente. Sperăm că va fi, dați-mă, un pas către de început al dezghețului. Acest lucru voiam să vă întreb. Credeți că va fi totuși un pas spre dezghețarea acestor relații? Pentru că în momentul de față, chiar și din punct de vedere al tuturor cutumelor, al tuturor normelor diplomatice, relațiile sunt total înghețate și închise, pentru că, așa cum știți, diplomații americani din Rusia au fost trimiși acasă și invers, și reciproca a fost valabilă. Deci, din punct de vedere oficial și al cutumelor diplomatice, relația este total închisă și înghețată. Sunt absolut convins că cu această ocazie va începe un proces de negociere și de identificare a unor zone în care colaborarea celor două state, celor două supraputeri, în orice caz celor două puteri nucleare, Rusia nu mai putere nucleară, Statele Unite ale Americii supraputere, cu siguranță se vor fi identificate niște domenii în care colaborarea va fi posibilă și niște domenii în care competitorii să nu treacă de o linie roșie. De fapt, ăsta e un lucru pe care l-au spus amândoi, stabilirea unor linii roșii. Ori acesta este începutul unui... Credeți că Vladimir Putin, cu atitudinea pe care a avut-o până în prezent, va accepta acest step back, pas înapoi, în relația pe care o are atât cu Statele Unite, cât și cu Alianța Nord-Atlantică? Deci, aici sunt două lucruri de spus. Care sunt realitățile ce stau în spatele fiecăruia dintre cei doi participanți? Electoratul democrat. Electoratul lui Joe Biden nu mai vrea ca din interesele de grup sau personale ale unui lider politic american acesta să depindă de intervențiile unui stat străin. Cum a fost, se pare, n-am dovezi, așa zic, toate gurile rele de pe planetă în cazul lui Donald Trump. Pe de altă parte, Vladimir Putin are o problemă cu mult mai mare în Federația Rusă, pentru că numărul opozanților săi e în creștere rapidă, pentru că nemulțumirile generale ale populației sunt foarte mari și ca întotdeauna în istoria Rusiei, care este o țară ce nu a avut nici cea mai scurtă tradiție democratică. Poate guvernul Kerensky de câte luni? De sub un an. Așa este. De 4 luni a fost singurul guvern democrat din istoria Federației Ruse.
pentru că ei au trecut direct de la țară la comuniști, sau poate începutul imediat după 1991, o scurtă perioadă în istorie atunci când Elțin era președinte. În rest, această țară nu are, ca și China, niciun fel de tradiție democratică. E, societatea rusă este în mișcare. Provocarea sau aducerea în atenția publică permanentă a pericolilor externe și a dușmanilor care mai se găsesc în strefundurile minților unora care sunt occidentali, nu face decât să consolideze puterea lui Putin. Dar acest tip de politică nu poate merge la infinit. Și probabil că decidenții de la Kremlin, care nu mai e lipsiți de inteligență și de abilitate politică, nu pot fi acuzați ca fii, au înțeles această realitate în acest moment. În legătură cu cazul Navalnyi, care credeți că va fi, cum se va desfășura discuția în legătură cu acest subiect? Problema e foarte complicată, pentru că ați văzut și dumneavoastră ceea ce oficialii ruși declară de fiecare dată, inclusiv l-am văzut azi dimineață pe șeful Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat, că în niciun caz situația lui Navalnyi nu poate deveni un subiect de discuție internațional. Noi aici, la Bruxelles, am avut nenumărate dezbateri pe această temă. Este un subiect ce nu ține de o persoană, ci ține de o problemă ce ține de respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Omului, exact. Da, despre asta este vorba. Rusia nu cred că va accepta niciun fel de discuție pe tema, pentru că eu cred că până la urmă a devenit pentru Putin și o problemă personală. Problema Navalnyi, era să zic. Cum ar trebui să fie tratată de către președintele Americii această problemă pentru a da un semnal că, indiferent de țară, trăim într-o societate a secolului 21 în care drepturile omului, drepturile fundamentale ale omului trebuie să fie respectate? Sunt convins că Joe Biden va aborda această problemă. Sunt convins că are mai multe detalii decât avem noi. Sunt convins că detaliile pe care el le va aduce în discuție vor fi fundamentale, dar sunt la fel de convins că Putin nu va dori să asculte aceste argumente. Pentru că vreau să ne îndreptăm cu discuția spre problema din Turcia, vreau să tragem niște concluzii referitoare la această întâlnire istorică, această vizită istorică pe care Joe Biden a făcut-o în Europa. Dacă ar fi să trageți o concluzie a întâlnirii dintre Uniunea Europeană, conducerea Uniunii Europene și președintele american, care ar fi aceasta? E foarte simplu. După părerea mea, cum mă tem că am mai spus deja, înseamnă în cel mai rău caz revenirea la relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, existentă înainte de mandatul a Make America Great Again al președintelui Trump. Va fi probabil mai mult decât atât. Care este cel mai important rezultat al summitului NATO de la Bruxelles, din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru mine, ca european și în calitate de cetățean român, poate în primul rând în calitate de cetățean român, este afirmația clară, fără dubii, cât se poate de tranșantă a președintelui american privind caracterul sacru al articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Și în ceea ce privește reuniunea cu grupul G7, credeți că vor ajunge la interese convergente ale grupului G7 și ale Statelor Unite în ceea ce privește relația cu Rusia și China? Sunt convins că la un moment dat se va ajunge la un moment de convergență, pentru că premiza acestui summit a fost că cei ce s-au întâlnit acolo reprezintă aceeași scară de valori. Reprezintă aceleași valori care sunt fundamental democratice. Mergem acum către un subiect foarte important și ne referim tot la un aliat din cadrul Alianței Nord-Atlantice, la Turcia. De asemenea, referim la o țară care în momentul de față are un regim care derapează, aș putea spune.
Vorbim despre faptul că și Uniunea Europeană se concentrează foarte mult pe ceea ce se întâmplă în Turcia și chiar a elaborat un raport cu privire la situația din Turcia și știu că ați lucrat la acest raport. Puteți să ne dați mai multe detalii referitoare la concluziile care au fost trase de către membrii Parlamentului European cu privire la situația din Turcia? Mai ales că Turcia este o țară cu care România are o colaborare foarte bună și un parteneriat foarte bun și pe noi ne interesează foarte mult modul în care se raportează Uniunea Europeană la relația cu Turcia. Și să nu uităm, mă scuzați că vă întrerup, dar ca să vă las pe urmă să dezvoltați foarte mult, să nu uităm totuși că Turcia este o țară care de foarte mult timp se află într-un proces de aderare la Uniunea Europeană. Da. Din 1990 încoace, relațiile României cu Republica Turcia au fost extrem de importante și s-au dezvoltat ajungându-se la momente care nu puteau fi bănuite vreodată în istoria anterioară a României. Au existat chiar colaborări extrem de importante, plecând și de la premisa faptului că Republica Turcia este stat membru al Alianței Atlanticului de Nord și acesta era una dintre țintele strategice naționale fundamentale ale României, accederea la NATO. Acum, întorcându-mă în Europa și uitându-mă, și această relație continuă să fie și astăzi extrem de importantă pentru România și îndrăznesc să spun și pentru Republica Turcia. Întorcându-mă însă la Bruxelles și privind de acolo lucrurile, cei 27 au păreri diferite față de ce ar trebui să fie și față de cum ar trebui să evolueze relațiile cu Turcia, mai ales despre cât de fezabilă este în continuare prelungirea negocierilor pentru accederea Turciei la Uniunea Europeană, care a fost începută parcă în 1985. Corect. Ori, cu cât te îndepărtezi de Turcia, te duci mai spre nordul Europei, constați că cunoașterea și înțelegerea importanței reale a Turciei pentru jocurile europene și globale, aș vrea să spun, este mai subțire, mai mică, mai puțin semnificativă. Nu știu în ce măsură se ia în considerare faptul că în acea parte a Europei, în considerare faptul că a treia armată terestră a NATO este armata turcă. Și nu știu în ce măsură acest element constituie un element de înțelegere a realității. Pentru că la Bruxelles au fost elaborate două documente. Un raport al Consiliului, al fapt al înaltului reprezentant pentru afaceri externe, vicepreședinte al Comisiei Europene, și un mai moderat, foarte abil diplomatic, diplomatic de vedere, care a reușit să ia în considerare toate aspectele și, sigur, un document elaborat și votat și aprobat până la urmă de către Parlamentul European. Eu am reprezentat în negocierile, nu am fost raportor, am fost shadow raportor, dar am fost shadow raportorul celui mai important grup politic din Parlamentul European. Deci eu am reprezentat Partidul Popular European cu cel mai mare număr de voturi în Parlamentul European. Raportorul era un socialist spaniol, un om de o foarte bună calitate, Nacho Sánchez Amor, cu care am și reușit ulterior să colaborăm cât se poate de bine. Eu am încercat să aduc în discuție și să îi conving pe ceilalți shadow raportori, pe raportorul din partea Liniu, care era un german, Lagodinsky, care este și șeful delegației Parlamentului European pentru relația cu Turcia. Turcia și așa mai departe. Problema era următoarea.
Multe dintre amendamentele, cele mai multe dintre amendamentele PPR-ului coerente, eu cred în asta, au fost incluse în Care sunt document. aceste Și amendamente? Care sunt? documentul a evoluat, că trebuie că trebuie să vă spun. Dar nu a evoluat numai datorită conversației dintre cei doi raportori, ci datorită mișcărilor de multe ori aberante ale guvernului de la Ankara. Pentru că guvernul de la Ankara, știind că este vorba despre un raport pe anii 2019-2020, a făcut tot felul de gesturi de bunăvoință la sfârșitul anului 2020, inclusiv o vizită la Bruxelles a ministrului de externe, pentru că imediat după, considerând că nu mai pot fi luate în calcul, să revină la atitudinea anterioară, foarte bruscă, inclusiv retragerea Turciei din Convenția de la Istanbul, episod pe care îl cunoașteți, cel privind drepturile femeilor. Ori, se ajunsese la un moment dat la discuția, inclusiv în grupul meu, prin care parlamentarii PPE și foarte mulți parlamentari din alte grupuri, mai mulți decât cei din PPE, doreau încetarea bruscă și imediată a negocierilor cu Republica Turcia. Punctul meu de vedere atunci a fost altul și a fost sprijinit de câțiva dintre liderii politici din PPE, inclusiv de către coordonatorul pentru PPE din Comisia de Politică Externă, Michael Gahler, care împreună cu mine am reușit să-i convingem pe foarte mulți dintre colegii noștri, și n-a fost un joc ușor, că e momentul unei suspendări conjuncturale a negocierilor, care erau de fapt înghețate, de fapt înghețate, dar și formal al unei suspendări și nu al închiderii tuturor porților. Și nu trebuie să uităm că totuși ne raportăm la un regim, dar avem niște cetățeni ai Republicii Turce care își doresc foarte mult, care au alte valori și își doresc foarte mult să aibă o relație consolidată cu Uniunea Europeană. De mulți cetățeni turci, există o întreagă parte esențială a societății civile din Turcia care dorește o nouă și o altă raportare la Uniunea Europeană. Numai că documentul în sine cuprinde un număr impresionant de acte de barbarie comise de către administrația Erdogan, cu date concrete despre felul în care jurnaliști, avocați, judecători, activiști civici, parlamentari, un partid politic sunt în Turcia persecutați de către regimul Erdogan. Ori e clar că în Uniunea Europeană, în virtutea valorilor europene, lucrurile acestea nu puteau fi trecute cu vederea. Am încercat, deci, mulți dintre noi să păstrăm balansul, echilibrul între aceste realități abominabile, datorate unui regim totalitar, fără doar și poate, și complet nedemocratic, și importanța țării și a societății turce pentru această parte a planetei. Absolut de acord cu dumneavoastră și mă bucur că ați fost foarte implicat în acest dosar. Ne îndreptăm spre sfârșitul emisiunii și trebuie să discutăm și despre ceea ce se întâmplă în România și un subiect extrem de important pentru noi în acest moment, ca de altfel pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, este Planul Național de Reziliență și Redresare. L-am trimis la Bruxelles, dar se pare că nici de această dată nu ne-am făcut temele cum trebuie. Comisia Europeană spune că în privința majorității proiectelor prezentate există mari discrepanțe în ceea ce privește costurile, în ceea ce privește valoarea acestor proiecte. Ați ști și dumneavoastră exemplele care au fost trimise, observațiile care au fost trimise de către Comisia Europeană și vorbim de traininguri de 130.000 de euro per persoană, despre niște reforme care n-au fost foarte bine detaliate. Ce se întâmplă? Nu ne-am făcut bine temele? Ce se întâmplă cu acest Plan Național de Reziliență și Redresare? Să știți că zilele trecute vorbeam cu colegi eurodeputați din alte state membre ale Uniunii Europene, întrebându-i același subiect, ce se întâmplă cu planul lor de național de reziliență și redresare, și îmi spuneau că lucrurile stau mult mai bine decât în cazul României. Doamnă, eu, în primul rând, ați înțeles, știți cu siguranță că nu e neapărat zona mea de expertiză.
Dar ca orice român până la urmă și cu atât mai mult ca un membru al Parlamentului European, am fost foarte interesat de ce se întâmplă și am participat și în ședințele partidului meu, și în ședințele de aici, de delegație, la nenumărate confruntări chiar și întâlniri uneori cu membrii ai guvernului sau chiar cu primul ministru. În primul rând, vreau să spun că acest proiect este fundamental pentru viitorul Europei și cu siguranță pentru viitorul părții de est Categoric. a Europei. Pentru că este aproape un nou plan Marshall pentru țările care nu au beneficiat de planul Marshall după cel de-al doilea. Categoric. Sunt de acord cu Ești dumneavoastră. Al doilea rând, am convingerea că și sper ca România să nu rateze această ocazie. Sigur, sunt nenumărate lucruri, cele pe care le știm cu toții și pe care le-am văzut cu toții, deja menționate și care cu siguranță sunt greșeli datorate unuia sau altuia dintre decidenții politici. Dar ceea ce vreau să spun este că documentul este în procesare în continuare. Negocierile continuă până la începutul lunii septembrie, când acest proiect va trebui să aibă o formă finală. De ce s-a ajuns ca multe dintre elementele acestea să fie contestate la Bruxelles, nu prea pot eu să vă spun și cred că ar trebui să-i întrebați pe cei care au scris documentul sau nu l-au scris, că nu l-au scris ei, pe cei care au coordonat Ar trebui să existe o documentului. sancțiune pentru ministrul fondurilor europene în acest moment? Eu sunt de părere Adică o discuție în cadrul coaliției de guvernare și atunci, cu asta cărțile discuția pe trebuie masă să și... existe. Nu știu dacă a ajuns la presă, dar cu siguranță au existat mai multe Sunt discuții care au convinsă, dar care este rezultatul acestor discuții? Pentru că forma documentului pe care am trimis-o la Bruxelles nu este tocmai una adecvată unei țări care are nevoie de acești bani și care ar trebui să aibă o viziune clară în ceea ce privește strategia de dezvoltare, strategia sa de dezvoltare și mai mult decât atât, această oportunitate de a primi atât de mulți bani pentru a rezolva probleme esențiale pentru România. Mai ales că oportunitatea aceasta, o să vă răspund la întrebare imediat, nu o evit. Mai ales că oportunitatea aceasta, dacă ne aducem bine aminte, se datorează printre altele și eforturilor în Consiliul European pe care președintele Iohannis le-a făcut. Și era un lucru de care nu aveam dreptul să-l tratăm cum probabil în unele situații l-am tratat. Și eu cred mai departe, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, că pe lumea aceasta orice decident politic care greșește are obligația de a răspunde pentru greșeala. Cel mai important este să nu sufere România de pe Exact, urma unor absolut de acord cu decizii dumneavoastră. greșite și a unui management greșit la nivel Și sper să guvernamental. ajungem acolo și sper ca până la 1 septembrie toate lucrurile să se rezolve, dar asta nu îi exonerează pe responsabil de niciodată. Ne îndreptăm în România spre o politică de austeritate, domnul Nistor, pentru că vedem că tot ceea ce înseamnă venituri din sectorul public, fie că vorbim de pensii, salarii sau chiar alocațiile copiilor, îngheață. Păi, aici trebuie spus un singur lucru. Eu nu am, din nou, controlul asupra cifrelor, că nu e de domeniul meu. Dar eu ascult toate declarațiile publice ale unora și ale altora și le ascult și pe cele ale primului ministru. Și dacă îl întrebăm pe el, o să vă spună cu siguranță, Florin Câțu vă va spune, că explicația pentru care multe dintre lucrurile care nu se mai dau, nu se mai dau, ține de faptul că resursele, după concepția acestui guvern, și eu sunt de acord cu asta, trebuie să se îndrepte în mod prioritar către investiții și către dezvoltarea. Dar avem suficienți bani care vin de la Uniunea Europeană pentru investiții și pentru dezvoltare. De ce să afectăm Există situația domenii în copiilor care, noștri sau domenii în situația care. pensionarilor noștri? Până la urma urmei, acei bani se reîntorc în economie pe bază de consum. Dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că nu există, suntem politicieni sau am fost dumneavoastră, poate nu mai sunteți acum, și știm la fel de bine că orice politician nu își permite să arunce la gunoi o investiție de popularitate atât de mare cum este, de pildă, creșterea alocațiilor. Deci eu sunt convins că dacă cei care decid puteau să o facă, o făceau.
Eu cred însă că există proiecte economice importante pentru România și mă refer aici în primul rând la irigații, care nu prea pot să încapă în PNRR. Da? Și ne încăpând acolo pentru acest tip de investiții absolut vitale pentru o țară cu zone în curs de deșertificare, pentru o țară ca România, deci, nu se pot face decât din bani românești, nu din bani europeni. Pentru că am vorbit de modul în care acționează administrațiile din Rusia, din China, din Turcia, vi se pare o acțiune democratică schimbarea avocatului poporului? Păi încă nu s-a schimbat avocatul poporului. Se acționează în această direcție și este clar voința coaliției de guvernare. Înțeleg că asta se va întâmpla astăzi. Exact. Sau se va discuta astăzi. Este vorba despre începerea unei dezbateri. Nu sunt deloc convins că ea se va și termina astăzi. Și sunt convins că pârghile prin care această decizie a coaliției va fi pusă în aplicare, pot fi cele democratice și legale. Nu credeți că va fi o pată neagră pe imaginea României dacă vom acționa în această direcție? Depinde cum vor fi făcute lucrurile. Bun. Eu vă mulțumesc frumos pentru participare. A fost o discuție extrem de fructuoasă. Vă aștept cu drag să vedem ce se mai întâmplă din punct de vedere al evoluției politicii externe a Uniunii Europene și a României în anii următori și vă las acum pe dumneavoastră pe final, pentru un minut, să-mi spuneți o concluzie cu privire la această săptămână extrem de intensă și importantă la nivel european și la nivel mondial. O concluzie, da, e foarte important. E important mai ales pentru că vizita lui Joe Biden în Europa redeschide colaborarea fundamentală, axa democrației globale, axa transatlantică. Acesta este, cred, cel mai important lucru care se putea întâmpla în acest context destul de tensionat planetar. De acord cu dumneavoastră, toate cele bune, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți în fiecare miercuri aici, la emisiunea Din Culisele Europei și ne revedem săptămâna viitoare cu o discuție foarte interesantă despre modul în care Uniunea Europeană colaborează și influențează alte state ale Uniunii Europene, nu numai România. Vă mulțumesc!